un șofer pe Pirania 4, care costă 4 milioane de euro, are 2600 de lei. Un șofer pe orice basculantă la un constructor are peste 100 de milioane. Suntem țară de nebuni? Unde vrem să ajungem? Domnul Ciolacu este părtinitor. Ne comunică salariul minim net al acestui angajat. Dânsul ne spune și bonusurile care dublează sau triplează acest salariu. Și, doi, să știți că șoferii de tir minut de față muncesc mult mai mult decât oamenii din armată, pe lângă riscurile asociate. Da, nu știu, cred că este a intrat într-o ciorbă în care nu trebuia să intre domnul prim-ministru.